Mândruță și Buburuză, prieteni sunt de când se știu. Merg și prin pădure, merg și pe câmpii, vesel sunt. Bobiță și Buburuză, apare soarele pe cer. Peste munți și peste văi, ei trec mereu, tot râzând. Bobiță și Buburuză, prieteni sunt de când se știu. Crăciunul. Într-o zi de iarnă, Bobiță, băiatul Melc, și Buburuză, fetița Mămăruță, au pornit prin pădure să caute crenci de brad. Bobiță, brăduțul acesta a fost răsturnat de furtună. Să-l ducem acasă, îl împodobim de Crăciun. Ura! Vom avea un brad adevărat! A strigat Bobiță și sări în sus de fericire. De cum au ridicat brăduțul, au observat cu surprindere că sub el era un miriapod. Ajută-mă, Bobiță, să-l punem pe sanie. S-a lovit rău și sigur a răcit pe vremea asta friguroasă. Să-l ducem la căsuța mea. Au pus miriapodul cu grijă pe sanie. Se va vindeca? A întrebat Bobiță îngrijorat. Sigur că da, îl liniști Buburuză. Acasă l-au culcat de îndată pe bolnav într-un pat moale. Buburuză i-a făcut ceai cald, iar Bobiță i-a citit povești despre râme. A doua zi, miriapodul își deschise ochii și le zâmbi ușor. Pe zi ce trecea, el devenea tot mai puternic și în scurt timp se însănătoși complet. Buburuză îl rugă să rămână. Nu pleca, dragă miriapod, petrece Crăciunul cu noi. Vă mulțumesc, rămân cu plăcere. Dar ce cadou să-i dăm de Crăciun? Se întrebă Buburuză. Oare ce ar plăcea cuiva care are 100 de picioare? Buburuză îi spuse lui Bobiță la ce s-a gândit, iar băiatul dădu din cap aprobator. Bobiță și Buburuză au plecat chiar în acea zi la furnici. Regina furnicilor i-a primit cu amabilitate. Cu ce vă putem ajuta? Buburuză le-a povestit la ce cadou se gândise. Îți vom da ceea ce dorești. Crăciunul a sosit. Bobiță și Buburuză au făcut un suport pentru brăduț. Când s-a înserat, Bobiță i-a dat Buburuzei cadoul emoționat. Crăciun fericit, Buburuză! Mulțumesc, Bobiță! Spuse la fel de emoționată fetița Mămăruță. E minunată! Strigă exaltată Buburuză și înfășură imediat panglica pe brad. Crăciun fericit și ție! Zise Buburuză și acum ea îi dădu cadoul lui Bobiță. Artificii! Ce bine! Să le punem pe brăduț! Au aprins artificiile. În jurul bradului zburau scântei sprințare. La lumina acestora și-au făcut apariția licuricii. Fiecare dintre ei a adus câte un ornament. Miriapodul împodobea și el bradul. Au sosit apoi furnicile, cărau un pachet pe care l-au înmânat lui Bobiță și Buburuzei. Dragă miriapodule, acesta e cadoul nostru pentru tine, a spus Bobiță. Crăciun fericit! Pantofiori! A strigat miriapodul fericit. Nu-ți va fi frig la picioare, îi explică Buburuză. Au sărbătorit Crăciunul până seara târziu. A venit Dima, gândacul cartofilor, Vendel, băiatul rădașcă, Alfons, greierașul, și Lili, fetița gâză a trandafirilor. Micuții licurici și copiii furnici au făcut împreună un om de zăpadă. Dansau și cântau bucuroși în jurul bradului. Și Fulgușor, fetița fluture, sărbătorea cu ei. Adiere, fetița libelulă, dansa cu Săltăreața, fetița lăcustă. Bobiță și Buburuză dansau cu Baltazar, albinuța. După petrecere, miriapodul și-a șters cu grijă pantofiorii și i-a pus pe raft. Ce zi frumoasă a fost! Păcat că doar o dată pe an este Crăciunul.
Bobița și Buburuza, prieteni sunt de când se știu. Concurs de gimnastică. Bobiță, Buburuză, Fulgușor și Baltazar stăteau pe marginea lacului și aruncau cu pietre. Bobiță a nimerit de mai multe ori bușteanul care plutea pe apă, iar ceilalți îl aplaudau cu bucurie. Veniți repede pe câmp! Azi începe concursul de gimnastică! A sosit în fugă Wendel cu vestea. Ceilalți se adunaseră deja pe câmp. Gâzele s-au îmbrăcat în costume de gimnastică și a început prima probă, alergarea. Toată lumea fugea cât putea de repede. Distanța ce trebuia parcursă era de 3 ture în jurul câmpului. Protestez, Dima a trișat, a tăiat colțul! A strigat săltăreața. Nu-i voie să trișez, a spus Alfons dojenitor. Repetăm concursul, dar nimeni să nu trișeze. Wendel a alergat cel mai repede. După el a ajuns săltărețul. Pe locul 3 la linia de sosire era Baltazar. Bobiță a ajuns ultimul. Baltazar și Dima șușoteau în spatele lui. Melcul e lent! Nu vă bateți joc de el, e urât! A spus supărată Buburuză. Acum urmează săritura în înălțime. Câștigător va fi cel care rupe mărul de pe cea mai înaltă creangă, a spus Alfons. Gâzele își dădeau avânt și încercau să sară cât mai sus. Mărul cel mai de sus a fost rupt de săltăreț, următorul de Fulgușor, iar al treilea de Dima, gândacul cartofului. Bobița a sărit degeaba, n-a ajuns nici la mărul cel mai apropiat. Nu reușesc, nimic nu-mi reușește mie, se supără el. Lasă, Bobiță, vei reuși să faci tumbe, nu fi supărat, a spus Lili, gâza trandafirului. Dar Bobiță n-a îndrăznit să participe la concursul de tumbe. I-a fost teamă că-și sparge căsuța de melc. Concurenții au pornit și au făcut tumbe de la un capăt la altul al câmpului. Cea care a câștigat însă a fost Buburuză. Acum urmează zborul, a spus Alfons. Cine ajunge mai repede în vârful bradului și aduce primul con, acela câștigă. Gâzele au pornit de îndată. Fulgușor, Baltazar, Buburuză și Adiere au concurat pentru con. Fulgușor a fost cea mai iute. Ea a ajuns cel mai repede în vârful bradului. Eu nu știu nici să zbor, se supără băiatul melc. Nu fi supărat, Bobiță, acum urmează săritul coardei. Cine sare mai mult într-un minut, acela va câștiga. Cei patru concurenți au început să sară coarda, dar piciorul lui Bobiță s-a agățat de coardă și s-a lovit foarte tare. Ceilalți se uitau la el cu adevărat îngrijorați. Eu nu mai vreau să concurez, nu-mi reușește nimic, mă duc acasă, a spus necăjit Bobiță și a pornit spre casă. Trebuie să facem ceva, trebuie să-l înveselim cumva pe Bobiță, a spus Buburuză. Da, să inventăm o probă la care Bobiță este priceput, a spus Lili. Eu știu, a strigat Fulgușor, aruncarea la țintă. Da, e o idee bună, căci doar Bobiță nimerește bușteanul din lac, a aprobat Baltazar. Prietenii au construit 5 grămezi. Prima din mere, a doua din castane, a treia din conuri, a patra din alune, iar a cincea din pere. Până la urmă, Buburuză l-a convins pe Bobiță să participe și el. Acum începe aruncarea la țintă! Vrei să participi și tu? A întrebat Lili. Ura! Aruncarea la țintă! Sigur, particip și eu! Toți au participat la concurs, dar cel mai priceput a fost Bobiță. El singur a dărâmat toate cele 5 grămezi. Vezi, Bobiță, la alergare eu sunt cel mai bun. La sărituri săltăreț, la zbor Fulgușor, la tumbe Buburuză, la coardă Lili, iar la aruncarea la țintă tu ești cel mai priceput. Fiecare este bun la ceva, a spus Wendel. Bobiță a primit o castană strălucitoare pe care Alfons a gravat aruncare la țintă, locul întâi. Bobiță și Buburuză, prieteni sunt de când se știu. Ouăle de Paști. A sosit Paștele. Fulgușor, fetița fluturaș, Lili, gâza trandafirului, Săltăreața, fetița lăcustă și Adiere, libelula, au venit la Buburuză să vopsească ouăle de Paști.
Câte ouă trebuie să vopsim? Întrebă Lili. Ia să vedem, Bobiță sigur vine mâine la stropit, dar va veni și Baltazar și Vendel și Dima și desigur Biluță, Alfons și Melcul Ciobo. Deci trebuie să vopsim 7 ouă, să ne apucăm de treabă. Sunt frumoase! Mâine băieții se vor bucura, sunt sigură! Constată Fulgușor. E timpul să pornesc spre casă. Mâine mă trezesc de vreme, voi face clătite și îi voi aștepta pe musafir cu ele, zise Fulgușor. Eu voi pregăti păgăcele, spuse Lili. Iar eu strudele, adăugă Buburuză și le conduse pe fete la ușă. A doua zi fetele s-au trezit de vreme. Fulgușor a fugit în bucătărie și a legat șorțul și a început să prepare aluatul pentru plăcinte. Lili și-a legat șorțul și ea și-a început să frământe pogăcele. Buburuza a întins aluatul de strudel, adiere, a pregătit o ruladă de pișcot și săltăreața s-a trezit plină de emoții. Băieții nu se trezesc de vreme, mai am timp să prepar o tartă cu mere. Și-a pus un coș plin cu mere pe masă, dar vai, coșul s-a clătinat, merele s-au rostogolit răsturnând de pe masă și tava plină cu ouăle de Paști. Toate ouăle s-au spart. Vai, ouăle de Paști! Acum ce mă fac? Ce le dau musafirilor? A fugit disperată la Buburuză. Buburuză, s-au spart toate ouăle mele de Paști, toate cele 7, ajută-mă! N-am timp, fac o prăjitură, dar mi-au rămas 2 ouă nevopsite, ți le dau. Vopsește-le repede și vei fi gata până vin băieții. Lili, ouăle mele s-au spart în bucăți, pot să mă ajuți? Nu pot, bogăcelele mele se coc la cuptor. Îți dau aceste 3 ouă albe, mai ai timp să le vopsești. Fulgușor, ajută-mă, trebuie să vopsesc alte ouă, celelalte s-au spart. S-au spart toate? Îmi pare rău, săltăreață, dar acum nu mă pot duce cu tine. Plăcintele mele s-ar arde. Uite, 2 ouă nevopsite, ți le dau. Adiere, am dat de belea, s-au spart ouăle pe care le-am vopsit ieri. Te rog, ajută-mă, singură nu pot să vopsesc alte 7 ouă. Nu mai am timp, se văicări săltăreața. Știu cine te poate ajuta, hai după mine. Au fugit prin pădure și s-au oprit la peșteră. În clipa următoare, de acolo a ieșit Păianjenul. Păianjen, drag, trebuie să ne ajuți, a spus Adiere. Săltăreții i s-au spart ouăle de Paști, acum trebuie să vopsească alte 7 ouă. N-avem mult timp, imediat vin băieții la stropit. Trebuie să fie gata până atunci. În ordine, a mormăit Păianjenul. Mulțumesc, ești foarte amabil, i-a spus săltăreața și și-a luat rămas bun de la Adiere. Săltăreața a pregătit pensule și vopsele și împreună cu Păianjenul s-au apucat de treabă. Păianjenul putea să vopsească 3 ouă deodată. Suntem gata, zise săltăreața fericită. I-a mulțumit Păianjenului pentru ajutor și a aranjat ouăle pe tavă. În clipa aceea a bătut cineva la ușă. Săltăreața a deschis, iar cei 7 băieți au început să recite poezia pentru stropit. Pe fata asta o stropesc, de-mi dă un ou, spun mulțumesc. Toți 7 au stropit-o pe săltăreață. Fetița lăcustă le-a întins cu mândrie tava, iar băieții și-au ales câte un ou vopsit. Din păcate prăjitură nu am, le-a spus săltăreața rușinoasă și le-a povestit cele întâmplate. Nu-ți face griji, au râs băieții. La Buburuza am mâncat strudele, la Lili pogăcele, la Fulgușor plăcinte, iar la Adiere pișcot. Nici măcar o îmbucătură nu ne-ar mai încăpea în burtică, au spus băieții râzând.